Viață, dacă poți, când mă lămuri, pe ăștia dansează, sunt numai de ea, între ei, așa. E, și când a venit acasă, vă rog să mă credeți că îi făceau pantofi, fiindcă erau lipicioși de la berea pe care călcase până acolo. Deci, n-am înțeles, deci a fost o chestie, iarăși, o, care arată prăpastia între mentalitatea mea de atunci, cel puțin, și mentalitatea lor, că vorbeam, vârstele erau, mă rog, poate că erau mai în vârstă decât ei, într-adevăr, că terminasem facultatea pentru că erau încă studenți. Dar era, mi s-a părut totuși o diferență netă de comportare. E, deci v-am zis că primii 2-3 ani pentru mine au fost infernal, pentru că și din vina mea sau din neclaritatea mea nu am prea știut. E, bineînțeles că la un moment dat mi-am dat seama, mi-a picat fisele, că probabil au fost mai multe, dar nu s-a întâmplat acolo. Deci tot, deci am trebuit să ies din mediul ăla. Profesorul meu de Schreinhaupt avea o înțelegere neformală cu un alt profesor în Ann Arbor, Kenzel Weiss, și își trimiteau studenți unul la altul. De fapt, echipe de studenți. Și în anul respectiv trebuia să mă duc eu cu fratele lui Reinhard, care și el era la doctorat. El însă și-a rupt un picior, sau oricum a avut niște probleme foarte dificile la genunchi și nu putea să meargă. Și atunci m-am dus numai eu cu Reinhard. Și acolo am fost lipsit și de durerea de cap și de stres și de toate alea și am putut să mă concentrez efectiv numai pe ce trebuia să fac și am venit cu ideea, am început să fac design-ul, am început să fac design-ul și pentru fabricație și l-am... abia după aia mi-a zis Edi, că eu după ce am plecat, mi-a zis Edi, băi, tu știi că Reinhard ți-a dat 10. Eu nici nu știam că trebuie să-mi dea notă, adică dacă spunea că îmi dea notă, vreau că muream acolo. Și mi-a zis, băi, că ți-a dat 10 pentru ce ați făcut voi acolo. Prin dreptele, apropo, am ars instalația de pus în vid, metal. Pentru că trebuia să depunem aluminiu și Reinhard, ce trebuie? Ia, vezi, ce scrie pe hârtie? Păi, e la tine. A, stepul trebuie să facem așa, sigur trebuie să facem, nu știu, hârtie la dumneavoastră, nu vreau să zic, e să zică, da, apasă pe buton, să zică după, uite, că a fost vina ta. Bine, ba, așa, așa, e, și acum depunem, nu știu, e la dumneavoastră, bine, hai să depunem. I-a apăsat, din păcate, deci trebuia evacuat tot aerul, deci e o pompă de vin cu ulei. Dacă nu evacuezi tot aerul, deci e a doua pompă care trebuie să evacueze al doilea stadiu. El n-a apăsat pentru a doua pompă și când a dat drumul la trebuie să treacă curentul prin filament, îl ars vaporii de ulei dinăuntru și în loc să vedem, că eu am văzut prima oară când mi-a arătat emisia, e chiar fascinant, că e un moment în care vezi cum se înroșește filamentul, vezi aluminiu se topește ca untul din gaie, se face o picătură strălucitoare și efectiv îl vezi cum sfârie, se mișoară și pentru o secundă devine iridescent. Deci efectiv vezi culorile curcubeului, dar pentru o secundă, că după aceea se depune și devine stratul de aluminiu prea gros. E, la el am văzut un pic cum se înroșește filamentul, după care efectiv am avut vum, s-a făcut un negru, la un punct de fum. Și am stat o duminică, l-am curățat împreună cu el, e, asta e, până la urmă totul s-a versat cu ei. Oricum, pentru mine a fost o vacanță binevenită, efectiv ca o vacanță în care am putut să-mi dau drumul și am reușit să termin cel puțin doctoratul. Nu am terminat chiar așa cum aș fi vrut, pentru că efectiv, deci eu am făcut, dar din punctul ăsta de vedere, dacă vreți, numai jumătate de doctorat, pentru că am făcut design-ul, am făcut și design-ul de fabricație, dar nu am mai putut să fac dispozitivul, că nu mai era timp. Deși mă prelungiseră cu 6 luni. Am făcut ceva foarte simplu, ca proof of concept, dar nu toată chestia. E, acum, probabil, nu știu cât de mult o să fie valabile ce am prezentat eu pentru generația tânără, pentru că acum sistemul de educație e diferit, are și puncte probabil mai bune și unele mai puțin bune. Părerea mea, iarăși, ca outsider acum, e că, din păcate, nivelul a scăzut foarte mult. Deci nu mai știu acum cum o fi situația. Bănesc că sunt însă și îmbunătățiri. Iarăși, eu m-am dus acolo, deci eu, efectiv, habar n-aveam să lucrez pe calculator. Deci, pentru mine a fost un alt punct dificil, a trebuit să învăț de la zero, complet să lucrez cu calculatorul, că nu știam nimic. Și în plus acum, deci, sunt mult mai multe posibilități, deci, fiindcă s-a deschis numai același mediu închis, cum a fost pe vremea când eram eu student, acum studenții au acces la mult mai multe informații, e și netul, sunt și alte posibilități, poate să și plece pe străinătate, pentru că noi atunci n-am avut. Deci acum, de asta zis, e un mediu mult mai diferit, care poate să prepare și bănuiesc că nu va fi șocul chiar așa de mare cum a fost pentru mine. E, dar, după cum am zis, la vremea respectivă,
Olanda de-aia am pus aici cu harta economică și cam ce anume e, sunt pilonii economiei olandeze. De ce? Agricultura care o știe foarte mult, toată lumea care e renumită și pentru lapte, brânză, produce și florii care le trimite chiar și la noi, inclusiv orhidee. Sectorul financiar, rol de Damu, cel mai mare port din lume, chimie și farmaceutică, rafinarea petrolului, iarăși foarte importantă. Pe vremea respectivă, Fokker era în declin și asta era una din marile teme care le tot spuneam în ziare, ce ne face că mare Fokker, care era de renume, de prestigiu, cu foarte multe creiere capabile și care efectiv concedeau oameni că nu mai puteau să existe. Philipsul era și el derută în proporție de 80%, exceptând, v-am zis, sectorul care fabrica becuri electrotehnice, deci aspiratoare și uscătoare de pești, chestii de-astea. Și v-am zis, cei care fabricau circuite integrate, care v-am spus la vremea respectivă, construiau fabricile acelea. Și întrucât în perioada respectivă, când am terminat eu și Olanda în general, dar și Europa, Olanda în particular și Europa în general, o duceau prost, întrucât eu nu am făcut partea practică de asta. Dimesul era laborator unde se făceau fabricarea dispozitivelor. Deci, pentru că eu n-am făcut, mi-am zis că băi, ăștia ori îmi dau referințe, ori mai îmi dau la proastă, așa că mai bine lipsă. Aș fi vrut, deci fiindcă nu-mi plăcea nici limba și nici vremea, am zis mai bine să încerc să mă orientez către o altă țară, de preferat cu limba engleză. Pentru că în Europa am văzut Italia, Spania, or fi ele frații noștri latini, dar economia, cel puțin în domeniul de microelectronică, e un mare zero barat. Deci nu prea ei cine știe ce. Și de-aia am încercat, nu numai în Anglia, până la urmă am trimis în toată lumea. Deci am trimis, dacă vă vine să credeți, inclusiv în Africa de Sud, în Corea de Sud, în Noua Zeelandă, în Australia. Țin minte că din Australia mi-a venit așa, nu în Canada, parcă mi-a venit un formular așa de jos. Și după ce trebuia să acumulezi, să-ți faci și scorul, să vezi câte puncte ai, trebuie să ai și atâtea mii de dolari și în plus trebuie să vii și cu cazierul de la poliție pe ultimii 5 ani, din țara de origine. Despre ce să spun acum, mă duc să stau la coadă la noi la poliție să-mi dea cazier pe 5 ani. Bravo, stațiune. Și m-am lămurit și cu canadienii. Și de acolo, la urmă, din Olanda la Lelelor, deci era inspector din Keukenhof. Dar înțeleg că Edi a ajuns în Canada, până la urmă. Edi a ajuns în Canada, deci, dar el toată povestea. Okay. El e într-un zigzag de altă manieră. Eu am aplicat pe calea, așa, omul normal, am dat scrisoarea la Londra, că acolo aveau ei un birou, și mi-au trimis dosarul, efectiv, era un plic de la Londra. Și atunci, deci, până la urmă, am găsit în Singapore, pentru că e o țară, sau, și chiar și pe vremea aia, era foarte dinamică, și se vorbește engleză, deci cel puțin la nivel de societate, deși sunt trei rase diferite, o să vedeți, o să vă arăt imediat, limba de înțelegere și limba acceptată, chiar și educația, se face universală în engleză. Deci asta este Singapore, da? Deci asta este insula. Aici este centrul financiar, de care o să vă arăt și niște poze unde e și casinoul cel renumit, care s-a deschis de curând. Universitatea mea este aici. Noi locuim undeva, aici e cealaltă universitate, este National University of Singapore. Eu stau undeva pe aici. Și aici e aeroportul. Da? Să vă vorbesc un pic despre Singapore, deci ca istorie. Vorbesc că nu foarte multă lume știe și am zis să, deși o să mă lungesc un pic, scuze pentru utile, pentru cât o să vă ia de timp, dar am zis, totuși, poate vă interesează. Deci, Sir Stamford, numele complet îl vedeți aici, a fost cel care a avut, cred eu, scânteia de geniu, să pună bazele unei colonii acolo și a cumpărat pământul de la, sau a luat cel puțin îngăduința, de la sultanul de Johor din Malaysia. Administrativ, ei erau în posesia acestei insule. Și a stabilit acolo, deci, după cum vedeți, la început a fost ceva de comerț mititel, dar foarte curând a devenit, a început să capete importanță din ce mai mare, pentru că, într-adevăr, strategic era
plasat într-o zonă foarte bună. Și ei au început să aducă lucrătorii ca să aibă mână de lucru. Au lăsat, pe de o parte au adus ei din India și pe de altă parte au permis chinezilor care emigrau din China sau din alte părți să se stabilească acolo, care părerea mea, eu n-aș fi permis, adică eu aș fi adus, cum au făcut cu Australia, le-au adus acolo, aș fi adus tot de lor. Dar în fine, acum așa s-a scris. E la mai post-moarte oricum. Așa arată acum. O să vedeți cum arăta pe vremea asta. Deci,